11, Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani. A fost probabil un drum lung, presărat cu tristeți, dar și bucurii, cu emoții, cu succese. Cu toate astea, probabil că ne-am învățat cu toții lecția. Voi ați învățat efectele zicale englezești, there is no gain without pain, sau never give up. Iar noi am învățat din tinerețea și inocența voastră, am contribuit la dezvoltarea intelectuală a voastră, estetică și etică, am creat cadrul adecvat exprimării voastre libere. De foarte multe ori, la examene, olimpiade, teze, am avut și noi aceleași emoții și așteptări ca și voi, pentru că am crezut în puterea și capacitatea voastră de muncă, în aspirațiile și idealurile voastre, și care, bineînțeles, nu au fost deșarte. Iată-ne așadar aici, în această zi, împreună, într-o zi a contrastelor, în care plângem de bucurie, într-o zi în care ne amintim de lucrurile frumoase, dar și de micile stângăcii, într-o zi în care se sfârșește un drum și începe altul. Important este ca acest drum să fie privit cu fruntea sus, cu mândrie și demnitate, pentru că sunteți absolvenții cele mai prestigioase unități de învățământ din județ, Colegiul Național Mihai Eminescu. Cu cei mai dedicați și meritoși dascăli aici de față, cu credința că ceea ce ați clădit și ați construit aici va pune bazele formării și dezvoltării voastre viitoare, a personalității voastre. Iar finalitatea educativă nu va fi decât una pozitivă, de cristalizarea idealurilor și a speranțelor voastre. Înainte de a striga pentru ultima oară catalogul, la această ultimă oră de diriginție, aș vrea doar să mai adaug câteva pilde pentru viață. Și anume să vă spun că în această viață nu este loc de umilințe, ci de o luptă continuă cu voi însuți, oriunde ați fi. Să vă spun că puteți pierde lucruri materiale, bunuri materiale, dar pe cele spirituale nimeni nu vi le vor lua vreodată. Să vă doresc să fiți buni specialiști și să aveți foarte multă încredere în voi și în forțele voastre. Și să vă mai spun că buna cuvință și respectul față de semeni trebuie să vă însoțească oriunde, pentru că așa veți întâlni prieteni adevărați. Dați-mi voie în final să vă urez mult succes pentru toate realizările din acești ani frumoși de liceu, să vă felicit pentru realizările de până acum și pentru cele viitoare și drum bun în viață! Thank you.
lipsește, Diana Polea. Daniel Sandu. Madalina Timișoara. Alina Verenciu. Rețin cu câteva minute să ofer și premiile pentru cei mai merituoși. Premiul întâi, Bitcoana, media 10. Alexandru Adina, Diana, premiul 2. Adina Verenciu, premiul 2. Alexandru Chelariu, Ioan, premiul 3. Dar și să învățăm la fel de mult când era cazul.
am crescut, ne-am maturizat împreună, s-au legat prietenii durabile care vor continua și după barierele liceului. S-au destrămat prietenii care ne-au învățat totuși lecții de viață. Am greșit mult, dar din fiecare greșeală am învățat câte o lecție care ne-a ajutat să ajungem viitorii studenți de astăzi. Nu știu ce ne pregătește soarta, dar după cum am evitat de atâtea ori catastrofele, cum am scăpat de 2 iuți și 3 iuți, așa vom reuși și acum să ne descurcăm. Ce e al tău e pus deoparte și ce trebuie să se întâmple se va întâmpla, indiferent cât încercăm noi să evităm asta. O să trecem și de bac, ne vor rămâne prietenii și amintirile din clasa noastră bătrână și neprimitoare, dar totuși clasa noastră dragă, veșnic deschisă, de la etajul 1. Oricât de simplă sau dificilă va fi viața noastră de acum, important este să ne știm oameni buni. Mulțumesc!